Salut, prieteni! Astăzi voi continua clipul video despre prețul înainte de Black Friday al componentelor pentru PC și prețul acestora. Ieri am făcut un clip. Haideți să vă arăt. Așa, să mă conectez. O să pun în limba română. Așa. Și canalul meu. Aici prețul componentelor PC înainte de Black Friday. Am făcut de la un distribuitor de asemenea componente și acum vreau să intru și pe un alt site să vedem și acolo prețurile care sunt afișate pentru componentele PC. Așa. Și intrăm, cumpără la preț de Black Friday. Hai să vedem ce au. Nu intru la toate produsele ce au. O să intru doar la componente. La asta mă pricep cât de cât și cel puțin acest site, acest distribuitor de componente, mie îmi place pentru că au o descriere mai detaliată al componentelor. Deci, ce am văzut eu pe internet, cam asta ar fi cel mai bun site. Acum să vedem și prețurile acestora. Hai să vedem la plăci video și să vedem ce prețuri au înainte de Black Friday. Suntem în 1-a-11-a-2017. Peste o lună aproximativ va fi Black Friday și să vedem ce discounturi vor fi în acea zi. Se spune că 70, 60, 80%, am văzut pe internet reclame până la 80%, să vedem. Bun, ce avem aici? Ăsta este exact placa mea video pe care o dețin. Gigabyte GeForce GTX 1060, WinForce Overclock, 3 GB, DDR5, 192 de bits. Este exact placa mea video și se vinde la 1066,50 lei. Deci acest site, să vedem, 1050 Ti-ul, D5, 4 GB, DDR5, 128 de bits, 832,70 lei. Și mai avem un GTX tot 1050, dar fără Ti, cu 2 GB, DDR5, 128 de bits, 635,22 de lei și tot așa mai departe, seria 1050-1052 de lei. Avem, astea sunt de la Nvidia GeForce și astea sunt de la AMD. Sapphire Radeon RX 580 Nitro 4 GB, DDR5 256 de bits, 1407 lei și 65 de bani. Ia să vedem și GTX 1070, 8 GB de RAM, 2055,99 de lei. GTX 1050 Strix, 750 de lei. Asus GTX 1060 cu 6 GB de RAM, 1844,85 lei. RX-ul 560, 673 de lei.
Iarăși avem din seria 1000, 1050, 936 de lei, cu 4 GB, 128 de bits. Mai avem 1070, iarăși de la Gigabyte la 256 de bits. Sunt plăci video foarte bune. 2627,51 lei. Avem chiar un GT 420. Am avut cândva GT 320. Așa ceva. Am avut 320. Chiar erau scumpe. 300 și ceva de lei. Acum 3 ani, parcă, am avut așa ceva. Să știți că nu este scump acest produs. Această placă video nu este scump și să știți că duce și câteva jocuri ok, chiar jocurile alea shooter din 2009-2010 le ducea foarte bine, fără sacadare și așa mai departe. Și nu aveam calculatorul acesta, aveam un procesor Core 2 Duo E8500 și aveam 4 GB de RAM DDR2 și să știți că îmi ducea jocurile până în 2009-2010 îmi duceau jocurile bine. La o setare medie a jocului și să știți că acesta nu-l văd scump, GTU 420 nu e scump, 213,58 lei, pentru că totuși mă gândesc că GT 320 era mai slăbuț decât GT 420. Deci acesta eu spun că merită pentru un utilizator mai, să spun așa, un copil care nu vrea să bage foarte mulți bani. Funcționează chiar pe PCI Express 16x2.0. Are o rezoluție bună. Este ok, lucrează la frecvența procesorului de pe placa video 700 MHz, este ok. Iată data lansării 2010, exact ce am spus, deci mergeau jocurile până în 2010. Deci au 7 ani, mă rog, dar și în ziua de azi să știți că o să-și facă treaba cei care nu vor să își bagi, să cheltuie foarte mulți bani pe o placă video. Filmele merg foarte bine, tot eu spun că este ok această placă, de chiar dacă nu aveam bani, eu cumpăram. Pentru că știu că erau mai scumpe înainte, iată are și DirectX 11, jocurile au nevoie de DirectX 11, are VGA, o ieșire DVI, HDMI, suport HDTV, foarte bine, deci nu este o problemă cu această placă, exact așa arăta și a meu, HDMI, VGA și DVI, exact așa, numai zic că era modelul GT 320. Ok, deci nu este scump, să știți, dacă de Black Friday mai lasă ceva, de ce vorbesc și de ce spun că nu este scump? Văd foarte multe calculatoare din jurul meu și nu au nici măcar placă video instalată sau au o placă video foarte, foarte slabă sau cea de pe placa de bază, care este mult, mult mai slab față de acest Gigabyte GeForce GT 420. Deci, acesta, eu spun că cei care au un calculator cât de cât și vor să le meargă mai bine, să aibă o imagine mai bună, chiar pot să-l cumpere. Acum să vedem de Black Friday cât va fi, dar expiră în 18 a 11-a. Acum să vedem cât va fi de Black Friday.
Gigabyte GTX 1080 deja G1 Gaming sunt prețuri 3200 de lei, deci fără un ban. Dar sunt plăci video foarte bune. De la AMD RX 580 Nitro 8 GB 1867, să spunem. GTX 1070 2072 2073 de lei. Iată, avem și un GTX cu un singur ventilator mini. 1254,16 lei. Un Asus GTX 1050 2 GB 627. Să știți că aceste plăci video duc jocurile, dar nu la setări high și very high. Ci la la o setare medie sau minimă o să vă ducă jocurile. Iată, Gigabyte GTX 1080 2692,26 de bani. Iată, avem și un GT 730, care este mai bun decât 420-ul, cu 2 GB de RAM DDR3, 128 de bits. Bine, eu cum văd aici, tot 700 MHz frecvența, dar memoria la 1800, 313,89 lei, deci nici acesta nu este o placă video de aruncat. Este bună, văd o imagine bună. Și la unele jocuri de acum 10 ani o să meargă jocurile alea, nu e o problemă. 2010, 7 ani, 6 ani să spun așa. Când au apărut au fost foarte scumpe. Deci să știți că au fost foarte scumpe. GTX 1060 Mini ITX. Deci Mini ITX înseamnă că trebuie să-l instalați sau trebuie să aveți carcasă ITX. Sunt de acelea tip turn, dar subțiri. În acelea închep aceste plăci video și sunt ok. 1278,75 de bani. O să vedem mai de Black Friday ce mai avem în GTX 1070. Astea deja sunt scumpe. RX 550 461, un GTX MSI 6 GB, deci asta e diferența. Aici la frecvențe față de al meu nu e mare lucru, pentru că frecvența mea cam tot așa ar fi și 8K GeForce așa, Armor 2X, ediție răcire, recomandat gaming, da. Procesor grafic Pascal, aici este frecvența procesorului 1544 și bus clock GPU. Acesta este frecvența, cred că ridicată, al plăcii video 1759 MHz. Data lansării 2016, deci nu este nicio diferență în afară de 6. Eu am 3 GB, acesta este de 6 GB, 12,1 DirectX 11, DVI, HDMI, DisplayPort și HDTV și se alimentează cu 9 pini. Ok, dar mie totuși mi se pare un pic scump față de Gigabyte GeForce GTX 1060 la 3 GB de RAM, tot DDR5 și 192 de bits, pentru că acela, ați văzut, este în jur de 1000, între 1050 și 1100 de lei, acesta aproape 1700 de lei și nu știu cu cât este mai bun, dar mă rog, fiecare la aprecierea lui. Avem 1 GB GTX 1060 iarăși cu 6 GB de RAM, 1781,77, 1050 Ti G1 4 GB de RAM 950,
i3D GeForce GTX 1060, deci Astea 1060 au avut succes foarte mare pentru că cele la vânzare, pentru că cele deja seria 1070-1080 urcau 2000-3000, cum ați văzut aici mai sus, deci dublu prețul. Iar avem un RX de la AMD, 530 de lei. Un MSI GeForce GTX 1050 2 GPLP, deci este subțire, este micuț, 2 GB, este ok, 627, acum nu știu cât este de puternic, aici frecvențele 1354, în turbo boost 1455, 2 GB, dacă aveți memorie RAM în plus, o să ia din memoria RAM. Dacă mai are nevoie această placă video, deci șeruiește memoria RAM pentru placa video. Mai avem aici un RX 570 Strix 1679,99 de lei, RX 550 483,55 de lei și așa mai departe. Sunt plăci video ok și la buzunare diferite. Acum să vedem ce va fi de Black Friday față de aceste prețuri. Ok, haideți să trecem la procesoare. Să vedem, un Kaby Lake i5 este de generația a 7-a, 769,99 de lei. Nu știu cât sunt de bune aceste Kaby Lake. Eu am Skylake de generația a 6-a, sunt ok. Acum fiecare la alegerea lui, sigur au lucrat ceva, o revizie ceva au făcut cei de la Intel, 769 de lei, 99. Nu mi se pare scump, să știți. Nu mi se pare scump. Haideți să vedem un pic. Deci socket 1151, i5, a 7-a generație, numele nucleului Kaby Lake, număr nuclei 4, număr thread-uri pe ce, câte fire lucră pe 4, frecvența normală la 3 GHz și în turbo la 3,5 GHz, deci ce văd eu diferență? Doar atât văd aici, diferență, a meu lucrează la 3200 până la 3900 în turbo. Grafica este integrat și la mine. Suportă memoriile exact DDR3L și DDR4. 1333, 1600, 2133 și 2400. Deși aici au lucrat, vedeți, pentru că suportă fără overclock frecvențele la 2400 MHz. Procesorul meu scrie că doar la 2133. Deci aici iarăși este lucrat ceva. Deci mare lucru nu fac ei, dar să știți că nu este scump pentru că procesorul meu a fost mai scump. Bine, eu l-am luat din altă parte, dar a fost mai scump oricum. Iarăși avem un 7700K. Acesta se overclockează 1569,99, iarăși avem un i3 510 lei, să spun, un Skylake Pentium Dual Core. Vedeți că acestea nu sunt pentru gaming. Mulți copii am văzut, tineri copii au luat aceste, au cumpărat calculatoare și au asemenea procesoare în calculator și au început să joace cu ele și l-au ars. Au ars placa de bază și așa mai departe. Deci aveți grijă, astea sunt ok pentru utilizare home office. Iarăși avem de la AMD un Ryzen 5, 1004 lei, sunt ok și aceste procesoare. Iarăși un Ryzen 5 de la AMD 838,99, un Kaby Lake i5, iarăși generația 7-a, 919, 920 de lei.
Iarăși, vedeți, tot din seria asta, numai cu cauri, se mai schimbă modelul, aici la frecvențe și așa mai departe, deci mare. Fiecare vă uitați după aia cam ce vreți și cum vreți să-l cumpărați. 1100 de lei, i7-le, deja vorbim de i7, Kaby Lake, 7700, lucrează la o frecvență de la 3600 în turbo, sigur urcă la 4000, 4000 și ceva. Haideți să vedem. 4200 urcă și prețul este de 1410 lei, să spun. Avem iarăși un cheibile Celeron Dual Core la 165-166 de lei. Să știți că nu scumpe aceste procesoare și pentru acum cei care își cumpără o placă de bază socket 1151 și nu vreți să băgați foarte mulți bani, ok și unul de ăsta, dar nu pentru jocuri, nu pentru nu știu ce. Iarăși avem ultima generație Coffee Lake 7, generația 8-a, la o frecvență de 3,7 GHz, foarte tare, 1800 de lei, dar bune, o să vedem de Black Friday cât e. Avem un Celeron Dual Core 165-166 de lei. Avem un Ryzen 7 1469 de lei. Un Ryzen 5 1600X. Astea sunt pe socket AM4. Deci ca să, dacă nu știți, așa toate Ryzen-urile sunt pe socket AM4, ultimul socket de la AMD. Deci aveți nevoie obligatoriu de plăci de bază socket AM4. Este la prețul de 1112,99 de lei. Cheibile cu iarăși alte modele, 1200 de lei. Și așa mai departe, iată și un i3 6100, au o frecvență bună. Merg și jocurile, să știți dacă aveți o placă video mai performantă, o să vă ducă și jocurile. 572,26 de lei. Haideți să mergem un pic mai departe. Coffee Lake cu iarăși de ultima generație i5 879-880 de lei. Nu mi se par scumpe, să știți. Bun, frecvența este un pic mai mică, 2800 MHz. Avem și un Athlon pe FM2 plus la 207,38 lei. Iarăși avem Kaby Lake X, dar socket 2066 de la Intel, sunt procesoare foarte bune. Uitați-vă ce frecvență are, 4,3 GHz, deci 4300, foarte tare, la 1592,50 lei. Hai să văd în Turbo Boost până la cât urcă. Urcă de la 4,3 până la 4,5, 200 de MHz. Are un consum destul de mare și funcționează cu o frecvență memorii RAM la o frec DDR4 la o frecvență de 2666 dual channel, este ok. Băgați-o. Să vedem de Black Friday cum vor fi prețurile. Ce mai? Sky Lake X, tot 2666 la 1847,70 lei. Și așa mai departe. Avem de generație mai veche, un i5, generația 4 sunt astea. Socket 1150-873 de lei. Avem un Ryzen de ultimă generație, 5000 de lei, să vedem cât va fi de Black Friday, de la 5000 de lei, să vedem. Avem un Vishera AM3 Plus, iarăși sunt de generații mai vechi, dar iată, mai sunt la vânzare, 278 de lei, FX 4320, sunt ok, au o frecvență foarte bună. Avem un i5 Sky Lake 867 de lei. Avem ceva, un AMD Athlon AM4 256 de lei, nu e mult. Ce mai avem? Avem un 300 Coda Vari Athlon FM2 359
Kaby Lake 415, Kaby Lake I3 796, avem un Sky Lake 1202 lei, a meu 6600, dar fără capa. Dincolo, pe site-ul celălalt era mult mai ieftin, am văzut, mult mai ieftin. Acum voi alege și o să vedem, fiecare urcă prețul înainte de Black Friday ca să poată lăsa 100-200 de lei. Ultimele generații de la Intel, Sky Lake, i9, îmi plac foarte mult astea doar la prima vedere. Sigur își fac treaba bine, n-am putut să verific cum funcționează și un benchmark-ul și așa mai departe, dar sigur pe YouTube găsiți. 4545 de lei, dați seama că fix 1000 de euro, să spun așa. Nu știu cine dă atâția bani, că la prețul acesta faci un calculator cum este al meu și își face bine treaba. Ok, aștia toți sunt de la AMD. 288, 424, 118, FX 8000. 320, au avut succes foarte mare aștia Vishera AME 3 Plus 495. Asta este, scot pe bandă rulantă și de la AMD și de la Intel, scot foarte repede anual, scot sau la pe an scot cam 2-3 modele de procesoare mai cu o revizie, mai lucră la ele. 248 de lei Athlon cu 4 nuclei Black Edition. Black Edition nu se poate overclocka. Avem un FX 6350-430 de lei. Deci cine vrea să-și facă un calculator din AMD poate să-și facă totuși la un preț cât de cât accesibil. Ci avem un AMD A10-9700, AM4 391. Lucrează la o frecvență de 3 GHz, consumă foarte puțin, ceea ce mi se pare ok. Avem socketurile 2011 versiunea 3 sau V3. Astea sunt procesoare foarte puternice, foarte foarte puternice, 1980 de lei, dar un pic de generație mai veche, iată generația 5-a, dar puternice. Iarăși avem socket 2066, un i7, 2899-2900 de lei. Avem de la AMD iarăși 4000 de lei. Avem de la AMD 236, un Black Edition. Cei care au, mă repet, cei care au buget mai mic, puteți să faceți un calculator performant. Iarăși AMD A8-9600, 292 de lei, AM4, deci ultimele socketuri sunt faine, sunt procesoare, deci vă puteți face, dar noi ne uităm doar la prețuri acum. Skylake iarăși 7 2066, frecvența 2797, 2011, 1782. Sunt i5-urile, astea 892, sunt ok și astea, dar la o frecvență mai micuță. i5-6600K, 1151, 100, 1149,82 de lei. Sunt, iată, HSV-ul i5 de generația 4, 1160 0,07 lei. i7-6700, K-urile astea au avut succes foarte mare, mulți și-au cumpărat 6700-le, pentru că de la 6600 i5 au trecut, era cel mai ieftin și, să spunem așa, i7-le cu 8 nuclee, 8 threaduri sau 16 threaduri, nu, 4 nuclee, 8 threaduri, așa, i7-le. Deci lucra pe 8 linii și avea o frecvență mult mai bună, totuși 7 sunt mai ok, dar iată și aici numai DDR4 până la 2133 MHz.
Unii spuneau că se încălzește mai tare și consumul este mai mare față de i5. Dar totuși i7 este mai puternic și mai rapid în a gândi, să spunem așa. Iar și avem de la Ryzen, de la AMD, un Ryzen Threadripper 1900X, la o frecvență foarte bună, 2700 de lei, iar 2100 erau foarte, foarte scumpe și acum 5057,57 de lei sunt foarte, foarte scumpe, dar am spus, sunt de generație vechi, dar foarte puternice. Ok, avem și 3-uri la 700, 732 de generație mai vechi, iar i5 892. Avem seria 7, a generația 7, a 927 și așa mai departe. Astea sunt prețurile la procesoare de la acest distribuitor. Haideți să mergem mai departe la plăcile de bază și să vedem un pic. Gigabyte de 3H, MATX 151, socketul DDR. Asta 350 de lei, este ok, este ok, vom vedea de Black Friday. Iarăși un H110, 1151,379,46, socket 1151, 297,88, ATX 454,55, chipsetul este de la AMD. Da, și socketul AM4. Deci astea sunt pentru AM4 de la AMD. 1151 Intel 333,55 și așa mai departe. 1151 385 de lei. 1000 Z270 5591 Z tot Ultra Gaming 716, merg foarte bine i7-urile pe astea. Tot 151 de la Intel, 235, cei care n-au un buget foarte mare pot să cumpere un H110M. Acesta este modelul chipsetului și nu sunt scumpe, 235 de lei, să știți că nu sunt scumpe. Mă uit pe net și de multe ori am nevoie de niște plăci de bază de generații mult mai vechi, socket 775 și sunt la aceeași preț. Nu mai bagă procesor, lasă un Core 2 Duo, ia și nu știu ce și îl vând la 200 de lei, vă dați seama, fără garanție, fără nimic, merg doar așa pe încredere. Sau mai sunt și firme care îți dă vreo 6 luni de garanție. Iarăși 1151-230 de lei. Avem B350 Gaming de la AMD, socket AM4 o 499,29 de lei. Avem tot de la Intel o socket 1151 DDR4 417,51 de lei și așa mai departe. Ce mai avem aici? Un ASRock 1151 socket de la Intel 211, de la AMD 407, vreau să văd Z370 un pic cât costă. Cei care vreți să vă faceți un calculator, iată, de generație nouă, puteți să vă faceți, văd că la un buget acceptabil, pentru că nu scumpe nici acele procesoare, Pentium și Celeronul și nici plăcile astea. Deci cu amândouă vă scoateți la 100 de euro și cu procesor și cu placă de bază. Deci să aveți un calculator nou să vă țină 10 ani, că na, acum asta e pentru un copil care are, nu știu, 6-7 ani și vrea calculator, degeaba băgați voi foarte mulți bani pentru că na, n-aveți bani de unde. Sunt scumpe, celelalte, iată, 563, 533, tot de la Intel,
Astea deja, vă spun, sunt mult mai scumpe, 324, 368 de la AMD, 336 Intel, AMD 342 și așa mai departe. Astrog B250 Pro 4, socket 1151, 421 și așa mai departe, 476. Hai să trecem un pic să văd acele Z-uri. Iată, am văzut aici un Z. Astea sunt pentru socket 1151 V2 versiunea a doua, deci pentru procesoarele noi, acele X-uri de 591,549 lei. Deci astea sunt compatibile, am făcut clip. Iată, iarăși 1151, 240 de lei de la Gigabyte, știți că este top. Și așa mai departe, 707 Biostar. Iată, este o firmă americană, parcă Biostarul. ASRock de la AMD 343. Să văd Z370, 370. 1151 V2, 578,95 de lei. MSI sunt de ultimă generație. Hai să mai vedem Z370, pentru că astea sunt compatibile cu procesoare de generația 8 și aici undeva trebuie să scrie Intel, necesită nu știu ce, dar de ce nu scrie. Normal ar trebui să scrie pentru că sunt compatibile cu cu procesoarele de generația a 8-a. Celelalte nu prea sunt. Hai să văd 270 dacă este compatibil. Ei nu, a 7-a, aici scrie a 7-a și a 6-a generație, deci astea normale fără V2 nu mai este compatibil cu procesoarele cele noi. 1151 V2, iată e procesor V2, dar la urma urmei îi scriu 1350 și 1371,57 de la AMD, un bazooka 329,99 și așa mai departe. Deci cam astea ar fi prețurile, nu pot să le iau eu pe toate pe rând că o să treacă mult timp. Hai să văd și procesoarele. Știu că procesoarele au urcat într-un an de zile la 110-120%. Deci foarte, foarte mult au urcat, am spus și în clipul trecut, de la cei care de pe site-ul celălalt care vând componente și așa mai departe, că eu acum un an am luat la 339, v-am arătat și factura, 339, 2 ori 8 GB, DDR4, 2133, Hyper Fury Black, chestia asta cu cele 14 și am luat kit la 339 de lei și am văzut acum 700 și parcă aici am văzut că ei mai au. Hai să văd 4 GB, cele 14, latența dau la o frecvență de 2400-273 de lei. HyperX Predator 8 GB, sunt module de un singur memorii de module. O singură bucată, nu sunt kituri, 463 de lei. Zeppelin 184 de lei, DDR4. Corsair-ul, iară sunt top, 16 GB, este kit. Cele 16, 890 de lei. Nu erau așa scumpe, să știți, nu erau așa scumpe. Crucialul 8 GB, 346 de lei. Iarăși 368 de lei, un modul Black Hyper X Fury 2400 MHz, 437, un singur modul de RAM. Iarăși Corsair-ul, LPX-uri, modul, este un kit,
la 3000 MHz, 943,68 lei, Hyperfury Blue, foarte mulți au luat asemenea memorii DDR3 1600 MHz, cele 10, 171 de lei, un singur modul. HyperX Predator 813 lei la 3000 MHz. Zeppelinu 1600 162 de lei, 4 GB și așa mai departe, unde am văzut eu acel kit de la Hyperfury. Nu este acesta, cât e acest un modul 1866, deci o frecvență mai mică, dar are latența mai mică și cu cât are latența mai mică, cu atât funcționează mai bine. Deci cu cât are latența mai mare, cu atât merge mai greu, să spun așa. Deci asta am învățat eu la școală, 324 de lei, un modul de 8 GB. Kingston-ul, iarăși știți bine că Kingston este top în memorie și nu numai. 8 GB, 283 de lei. Corsair-ul, iarăși 970 de lei. HyperX Fury Black 4 GB, 183 de lei. Zeppelin 1 GB, DDR2, iată 52 de lei. No, nu, cele 5 bulk. 52 de lei. Ok. Plus taxa să ți-l trimită. Fără 15 lei, 20 de lei nu ți-l trimit. Hai să vedem. Nu mai văd acel HyperX. De ce nu mai văd? Așa sunt prețurile. Hai să fac eu aici producător unde ești. General, seria producător. HyperX. Și să pun DDR4 să nu 93, să nu ne dea și DDR3-urile. Predator, Predator, Savage 8 GB, 432 de lei. Deci la 8 GB au ajuns mai scumpe. Bine, au latența mai mică, la 14, latența 14. 8 GB DDR este ca al meu kit 483, nu mai este în stoc, nu mai știu de ce nu mai este în stoc, s-au vândut. Și acesta l-am eu, exact acesta. 16 GB DDR4 2133 MHz, cele 14 Dual Channel Kit, 736. Gândiți-vă, eu l-am luat la 339 de lei cu în 7-a 11-a 2016 mi-a venit și am luat, nu de aici, am luat de la ceilalți distribuitori. Dar uitați-vă ce s-au scumpit. Iar 16 GB la 2133. Latența 14, 1,3 V. Și acesta, la care e diferența? Voltajul sau ce? Că eu nu văd cele 14, cele 14, 1,793. Hai să văd care e treaba. DDR4, 16, 2, așa, 2, 14, latență, Hyperfury Black, 4, 1700, 14, 14, 14, Intelix, MP, Ready, 1,3 V. Ok, este o descriere bună și să văd comparația cu asta. Hai să văd. Deci, Fury, DDR4, 16 GB, 2013, 2,8 lei, Hyperfury Black, așa, 1200, Hyper... A, bun, da, ăsta l-am și eu. El spune că XMP-ul ăsta e ready, pregătit pentru procesoare, pentru plăcile de bază cu chipset X99. Altcumva nu poți să faci, să ridici nu știu ce frecvență și schemele astea. Bun, eu acesta l-am. Acesta l-am, 736, dar totuși la 339, la 736 și aici pentru să fie compatibil, să poți face acele XMP-urile, să trebuie acel X99 placă de bază, chipsetul să aibă X99 de la placa de bază și 793 de lei mi se pare totuși super scump.
Aici are 793 de lei, dar la o frecvență mai mare, dar latența urcă la 15. Iarăși aici, Hyper Fury Black X, aceeași, bine aici o bucată 16.774, mi se pare extraordinar de scump, un modul, deci mi se pare foarte mult. Deci nu mai trec mai departe, totuși am văzut prețurile, mi se par exagerate față de acum un an și nu știu de ce, deci nu știu de ce a urcat chiar așa mult euro-dolarul, nu știu de ce. Nu mai contează, merge mai departe. Hai să vedem și aici SSD-urile. A data Premier 239 cât 120 GB, avem un Samsung Evo 250 GB 447,99. HyperX Fury era un top la vânzare anul trecut, 287,99 RON. Nu mi se pare cum în anii trecuți, nu e obligatoriu anul trecut, că au apărut astea de 2 ani, 3 ani. Cam așa au apărut SSD-urile astea, 3 ani să spun. 3 ani. Cam 3 ani. Să fie 3-4 ani. 284,99 de lei ar trebui totuși la 120 de giga să-l mai lase din preț de Black Friday. Avem aceste M2-uri 729 care tot și am vrut să cumpăr și mi în gând să cumpăr, numai că sunt foarte scumpe, încă nu îmi permit. Samsung Evo 500 GB 748,99 de lei, iarăși un HyperX-ul la 240 GB 462 de lei. ADATA 246,99 de lei, ADATA 426,28 de lei, un M2 568, așa de ar fi 100-150 de lei, aș cumpăra și eu, pentru că am slot pentru M2, SSD M2, și acestea 2280. Iată și asta 960 Evo, frecvențele de citire și scriere sunt extraordinare, sunt foarte, foarte bune. 3200 MB pe secundă și scriere 1800 MB pe secundă, bineînțeles că așa sunt maxime, nu o să urci acolo, dar totuși o să urci extraordinar, 1227 de lei, sunt foarte, foarte bune după descriere, uitați-vă la asta, 120 de GB. Iarăși au citire 3000 și scriere 2400 MB pe secundă, 437. Unul de ăsta mi-ar fi suficient să instalez sistemul de operare pe el, să-l lăs doar pentru programe și așa mai departe. Vă dați seama, chiar dacă am un SSD Samsung, cam de ăsta așa arată, dar alt model mai vechi, la această frecvență, vă dați seama, cred că când dau drumul la calculator, cred că maxim 5 secunde pornește totul. Butează tot în 5 secunde la aceste viteze și cred că sistemul de operare, bine, nu o să poată citi de pe CD sau de pe stick-ul USB 2.0, nu o să poată citi așa repede, dar sunt extraordinare Corsair-urile, extraordinar, mie îmi plac foarte mult. Dacă ar fi și asta vreo 150 de lei, am să-mi comand de Black Friday. Recomandat gaming, da, intern M2, multilevel cell, ok, PCI Express ori 4 interfața, suportă NVMe, capacitate 120 de giga, iată citire maxim 3000 MB pe secundă, extraordinar, scriere maxim 2400 pe secundă, foarte, foarte tare. Eu am acest slot, interfața PCI Express ori 4 M2, îl am. Sunt foarte... E ca un modul, este... Atenție la compatibilitate, nu mi-a mers pe placa adaptor PCI... Pe placa adaptor PCI din PC, dar face minuni pe laptop. Are viteză și scrie citire, dar n-am înțeles, nu mi-a mers pe placa... placă, adaptor, adaptor, adaptorul oricum se pierde, el îți dă semnal, dar
când orice adaptor pui, automat se pierde din rezoluție și așa mai departe. Deci, când pui un adaptor, automat deja știi că el transformă, să spunem, din DVI în VGA, automat. DVI-ul Digital Video Interface și VGA-ul video analogic, VGA video analogic adaptor sau cum se spune. Deci totuși pierde în rezoluție automat, este nu trebuie adaptor așa ceva. Deci asta e interfața PCI Express 4 ori, asta e. Deci voi asta trebuie să aveți pe placa de bază. Eu l-am. Hai să văd poza. Da, îl am. Așa, aici este pus. L-am. Eu l-am undeva lângă memorie. Parcă. Da, e. Vedeți? Este un kit, ca și o memorie RAM. Un kit. E ca un modul de memorie RAM. Deci, vedeți, 437 de lei. Și mă interesează cum să nu mă intereseze. Dar dacă lăsați cu 50%, dacă lăsați 50%, ar veni 218 lei, să spun așa. 218 lei. L-aș cumpăra. L-aș cumpăra. Intru, am și l-aș cumpăra. Și acest Samsung Evo, numai acesta este comparabil cu un SSD normal, că nu are citirea și scrierea, nu are așa mare, dar sunt foarte bune. Puteți să faceți un calculator micuț acum cu aceste module. Vă dați seama că nici nu consumă, nu mai trebuie să legați tot felul de chestii. Deci sunt foarte, foarte bune. Samsung Evo 659,35, pentru că mulți cumpără așa ceva și mulți nu au aceste, n-au interfață de PCI Express 4, acele sloturi pe placa de bază, dar eu cum am un MSI B150 Pro serie, am acel slot. 327, 660 și 450 MB, foarte tare. Și iarăși o să vă ajute în jocuri și la internet foarte mult aceste SSD-uri M2. Foarte, foarte mult o să vă ajute la internet când downloadați, când jucați. Foarte mult o să vă ajute un SSD. Iarăși ce mai avem aici? Un Plug Store. 128 de giga. Aici, iarăși, aveți grijă că are un ODN, ba nu, 280, deci aceeași chestie, dar sunt mai lungi, mai scurte, am făcut clip, aici iarăși aveți grijă ce interfață are, ce conector are, unde se conectează și să aveți acel conector pe placa de bază, că îl cumpărați și îl cumpărați degeaba. Deci deschideți calculatorul, uitați-vă pe placa de bază, uitați-vă în cartea plăcii de bază ce aveți, ce nu aveți și ce puteți cumpăra, pentru că acolo scrie tot. Și cumpărați o chestie de a, un modul de acesta exact cum scrie în carte și nu o să mai aveți probleme. Dacă cumpărați altceva, o să-l țineți și după o să revindeți la jumate de preț sau mai știu eu cât, pentru că nu vă dă nimeni atâția bani pe el odată ce l-ați cumpărat. Ce mai avem de la Intel? SSD-urile astea sunt foarte bune. 850,60, mi se pare că am, da, 512 GB. Western Digital, iată, 453 de lei. Samsung-ul, eu am un Samsung, dar versiunea 650. Chiar când au apărut, l-am cumpărat la 300 și ceva de lei, l-am cumpărat. Este ok, îmi funcționează și acum foarte bine. În 10 secunde îmi pornește tot, în jocuri mă ajută. Randări, că mă ajută foarte bine. Eu prima dată am crezut că mi-a trimis numai cutia, pentru că mi-a tras țapă, dar când l-am conectat și am văzut cum merge, n-am mai comentat nimic.
Iată, veste digital 512 GB PCI Express 3.0 ori 4 M2 200 2289 146. Acesta este prețul, vom vedea de Black Friday aceste prețuri. Veste digitalul, iarăși 1 tera 1349 a data 256 M2 526 color full, n-am auzit de asta, color full 411, n-am auzit. Sunt mulți producători și intră pe piață și acum dacă au succes, ok, dacă nu, nu. Când au apărut și procesoarele, sunt pe YouTube, am învățat de acolo, sunt pe YouTube câteva tutoriale, video, uitați-vă câte procesoare, câți producători au încercat și chiar au scos diferite procesoare, diferite producători, dar nu au avut succes. N-au avut succes, chiar dacă erau unele procesoare foarte bune, nu s-au înțeles cu producătorii de plăci de bază, socket-uri și așa mai departe și au murit, să spunem așa. Dar au fost foarte mulți producători și de procesoare, nu numai Intel și AMD, au fost foarte mulți. Iarăși mai avem un Plex Store 256 SATA 3 Dai M2 438. Astea sunt un SSD normale, clasice, numai că ocupă loc mai puțin și așa mai departe. Veste Digital 3D NAND 250 GB SATA 3 M2 SATA 481 de lei. O să vedem de Black Friday ce Black Friday o să avem noi. Kingston 1 240 de giga, Kingston top 701 leu și 84 de bani, foarte tare. Iată, uitați-vă un pic aici, deci citire 2700, scriere maxim 900 MB, deci aici un pic sunt mai mici, dar nu o să urce oricum mai mult nici celălalt cum era Corsair-ul. Kingston-ul este ok, Samsung Evo iarăși de un Tera foarte mare, un Tera 2192 de lei. Ok, am văzut și SSD-urile, am 2 SSD și să vedem hard disk-urile acum, să vedem. Eu acesta l-am 208 lei, l-am luat la 218 lei sau mai ieftinit cum văd, de un an. Este pentru stocare. Poze, documente și tot ce am eu, filmulețele așa ce le fac, clipurile, bineînțeles că toate vin depozitate acolo, nu am treabă cu partiția C. 208 lei, nu-i scump, vom vedea de Black Friday dacă mai lasă ceva. Seagate Barracuda de 1 tera 212 lei, dar între Seagate-ul ăsta Barracuda și Veste Digital, eu așa lege Veste Digitalul. Toshiba 189 mai ieftin, dar are 32 MB bufferul, acea memorie interioară care ține minte ce softuri și pe unde umbli tu mai mult și atunci el îți va reda mai repede pe unde umbli tu mai mult acel soft, mă rog, va ține minte tot ce faci tu. 2900 299,69 Seagate Barracuda de 2 tera. Toshiba 179 Veste Digital Red 402,99 da 2 tera. Ok. Seagate-ul FireCuda SSHD, este un hibrid SSHD-urile, deci are părți și mecanic. Are o parte mecanică, cum vedeți aici, și are o parte SSD, deci este un hibrid dintre cele două, 339. Hai să vedem de 1 tera. Și ok, SATA 1 tera, 6 MB, 720 rotații pe minut, da, MLC 8 GB cache. SSD hibrid, deci are un 8 GB cache, ce poți să faci cu un 8 GB? Instalezi sistemul de operare, Windows 7, Windows 10, numai când faci update-urile nu e ok pe el, nu știu ce ai putea să faci cu 8, nu știu, 8 GB,
mă rog, la 8 giga, nu știu, mi se pare puțin SSD-ul să aibă doar 8 giga. Nu, ce sistem de operare că îți dai 40 de giga și una alta, nu. Nu știu de ce au pus acele doar 8 giga SSD, hibridul. Eu nu l-aș cumpăra. Acum voi puteți să-l cumpărați, dar acum noi ne uităm la preț, 339,99. Western Digital Red 3 Tera 514. Ok, dar măcar știi că sunt hard disk-uri normale. Și așa mai departe. Deci sunt prețuri și prețuri și cum vreți voi, 200 de lei Toshiba pentru stocare suficient, nu vă trebuie mai mult. Și așa mai departe, acesta 4 Tera 584, cei care aveți de depozitat multe date, foarte multe date, 4 tera suficient. Cât era? 584. Vom vedea peste o lună aproximativ. Surse, hai să vedem sursele. Ce preț au acum? Segotepu 2199,84 de 585 eficiențe, să știți că nu este scump și dacă are 80 certificare, 80 plus și una alta, să știți că duce și calculatoarele așa de generație nouă. Are tot felul de protecții, nu, nici eu nu am modulară, are toți pinii, ok, SATA, Molex-uri, are tot asamblare. Gold permite wire management, ok, are tot ce trebuie și pentru SATA și pentru procesor și pentru placa de bază și 6 plus 2, 2, bum, 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 nu e scump, 200 de lei, vom vedea de Black Friday dacă mai lasă ceva. Segotepul acesta, 78 de lei de 500, bulk, nu știu dacă ieri am văzut, era mai ieftin. Am văzut dincolo. Sau ce? Nu știu. Da, tot aici am văzut, dar care e treaba aici? Are un ventilator de 120 mm și ăsta are de 80 mm, 65 de lei și ăsta 68 de lei. Astea sunt bune pentru calculatoarele fără plăci video foarte mare, fără procesoare care mănâncă resurse, fără mai știu eu ce. Bine, așa adaugă mâncă placa video și procesorul, cam mâncă resursele. Așa sunt pentru calculatoare normale de generație mai vechi, o să ducă foarte bine. Acesta este al meu, Corsair-ul. Eu mi-am luat componente de top, Gigabyte, Corsair, MSI și așa mai departe, HyperFury X, deci numai de top mi-am cumpărat. Corsair VS650, 264,39 de lei. Cred că l-am luat mai ieftin. Vă spun acum că am factura aici și l-am luat acum un an. Corsair-ul 207 cu 41, 248, 249 de lei. Deci l-am luat la 249 de lei acum un an. Deci acum au scumpit-o după un an de zile. Bine, eu am luat de la cel. Acum fiecare pune adaosul lui, fiecare ce vrea. O vedea de Black Friday să le vândă la 70, 60, 70, 50% măcar mai ieftine. Dacă tot este Black Friday și vrem să fim în pas cu americanii și de Halloween și de tot. Iată, Enjoy 259,99 de lei, un Segotep 118 lei, Enjoy 203 lei, 304 Seasonic, iarăși Seasonicurile sunt în top. Corsair-ul are 550W, 244 de lei. Segotepul 80, da, e foarte mare, 1250W, 968, deci trebuie să ai componente în acel build ca să îți iei asemenea
sursă de alimentare, dar nu mai contează, noi ne uităm la preț 968,99, poate la Mursa ar trebui așa ceva, care au calculatoare de 5.000, 10.000 de euro, pentru că se poate, bineînțeles, se poate. Iar Seasonic 620, foarte bun la un utilizator cum avem noi, un i7, un i5, DDR4, un 1060, 1050 GTX, un 383 este suficient, dar mă rog, mi se pare un pic mai mult, 382. Foltronul 62 de lei, așa sunt pentru calculatoarele de generație veche sau care nu au plăci video și nu consumă foarte mult procesorul. Corsair-ul, iarăși, așa sunt foarte bune Corsair-urile. 527, 228, Shirtek-ul și Shirtek-ul este foarte bun. Superflower, iarăși am auzit numai cuvinte frumoase despre el, despre acest producător de surse de alimentare pentru PC-uri, 537, vom vedea, ci, la de Black Friday, 57,958 de lei. Mie mi-a trebuit de astea vreo 3-4 bucăți, dar nu pot să le vând mai scump. Aia e treaba, mai mult de, nu știu, 100 de lei și să-l instalez, nu pot să cer. Segotep-ul iarăși, bine, așa sunt mai de calitate, plus gold, certificat 320, Segotep 385 și așa, Superflower, așa mai departe. Sunt prețurile la de pe prima pagină, să spunem, cam la surse de alimentare. La ce să ne mai uităm? La ce să ne mai uităm? Ne-am uitat memorie, un alt hard disk, surse, carcase. Hai să vedem și la carcase. De la 122 de lei, DeepCool sunt ok. Zalman Z3 Plus 187,99 de lei. DeepCool 155,99, Segotep 243, Segotep 191 de lei, iarăși astea sunt scumpe, sigur dintr-un material aleas ceva mai diferit. Așa iarăși arată foarte bine dacă ai plăci, acele plăci de bază și plăci video și memorii cu LED-uri, cu beculețe, cu una alta, atunci da, merită să-ți cumperi așa ceva și să-l pui pe birou și să te uiți la el. 354, 358 de lei, vom vedea de Black Friday sau acestel Thermaltake 305, te uiți la componente, ai un water cooler și așa mai departe, 106 lei Segotep-ul și așa mai departe. Bun, cam astea ar fi componentele în data de 1-11-2017 de la acest distribuitor de componente și vom vedea. Am făcut, am scris, am pus sus, haideți să vă arăt. Închidem. Aici am pus prețul de Black Friday. Așa. Hai să dau pe canal un pic. Ok, și pe manager video. Și un prietenaș, abia am pus ieri, deci nu a trecut 24 de ore, că un prietenaș și mi-a dat cu degetul în jos. Mersi frumos că te uiți la clipurile mele. Să te uiți în continuare cât mai mult și aici comentarii despre chestiile ce scrie și una alta. Nu mulți îmi scriu, deci se uită 8 inci și primesc o apreciere, dar sigur o apreciere de la cineva, nu știu, la care i-a plăcut sau nu i-a plăcut și n-au apreciat unul sigur care mă place foarte mult și sigur este un prieten de al meu care, mă rog, nu l-am ajutat sau ceva pentru că n-am putut să-l ajut. Asta e. Ne auzim și la alte tutoriale.
până de Black Friday, vă dați seama, o să încerc să fac un build totuși de la AMD. Tot am promis că fac un build de la AMD și nu n-am făcut. Asta e, vom vedea. Așa, s-a mișcat și camera și vă doresc numai bine. Să vă distrați de Halloween și vă doresc numai bine. Salut!